Bună ziua! Am revenit cu un nou material video în care vă prezentăm mărturiile pacienților operați de diabet tip 2 în ultimul an în Turcia. Doresc să punctez încă o dată faptul că operația de diabet tip 2 este total diferit față de operație micșorare de stomacului. Una este intervenție metabolică, a doua bariatrică. Vă invit să ascultați mărturile pacienților noștri. Veți înțelege ce diferențe există între cele două intervenții. Le mulțumim pacienților noștri pentru bunăvoința de care au dat dovada povestind experiența avută. Emil Grigore, 61 de ani, din localitatea Novaci, județul Gorj. Sunt manager la Spitalul Novaci. Am făcut operația acum 2 ani. Mă simt foarte bine. Chiar astăzi am venit de la controlul de 2 ani. Analizele sunt perfecte. Glicemia este la o valoare extraordinară și absolut toate analizele făcute în Turcia relevă o stare de sănătate foarte bună. Mă numesc Nicolae Vasilovski, 54 de ani. Sunt din București, născut în București, fost ofițer superior MEI. Diabetul l-am descoperit în timpul activității, fiind ofițer MEI, făcând la 3 luni analize, mi s-a descoperit în urmă cu vreo 11 ani. Bună ziua, mă numesc Valer Camelia, sunt din Pitești, am 45 de ani. Și am fost diagnosticată acum 6 ani cu diabet tip 2. Sunt operată de curând în Turcia, maxim 3 luni jumătate. Am mers prin intermediul domnului Ensar Duman. Bună ziua, numele meu este Oprea Marius, am 43 de ani și am fost operat de diabet de tip 2 în Turcia. Înainte luam Siofor, deci numai tablete pentru diabet, la care am renunțat în prima zi după operație. Am slăbit undeva în jur de 18 kg, dar am, după această operație, s-a dovedit o vitalitate extraordinară a organismului. Nu mai mă dureau picioarele, nu mai obosesc. Mă simt ca la 20 de ani, nu ca la 60 de ani. Până la urmă m-am hotărât și în urmă cu o lună jumate, o lună și 3 săptămâni mai exact, am fost programat. Foarte rapid, în urma analizelor, m-am operat în Turcia și sunt în perfectă stare la ora actuală. Cu o glicemie de 98-99 în condițiile în care acum mănânc dulce, cu o tensiune normală 13-7, 14-9 câteodată, în condițiile în care luam și de tensiune, că aveam probleme tot din cauza diabetului. S-a explicat că este vorba despre operație interpoziție ileală, diabet tip 2, și nu este vorba despre micșorare de stomac, așa cum se crede la noi în țară. Pe scurt o să vă spun cum am aflat despre această boală. În urma unei frumoase aventuri la pescuit, întorcându-mă acasă, am constatat stări de oboseală puternică, furnicături, chiar o anumită transpirație care nu mi s-a părut absolut deloc normal. Trecând ceva timp de când aveam aceste stări, am luat decizia și datorită stării mele de sănătate și a greutății care o aveam, am luat decizia să merg la un nutriționist. Primul lucru, când am ajuns la nutriționist, mi s-au măsurat valorile glicemiei, lucru care nu a putut fi efectuat deoarece aparatul nu înregistra. Valoarea glicemiei era foarte mare, mi s-a afișat too high. Am scăpat și de tensiune, am scăpat de stres, pentru că și medicația pentru diabet este un stres și el îți provoacă un stres. Operația desfășurată a decurs extraordinar de bine. Am stat internat 4 zile în spital.
După acele 4 zile, 3 zile am fost într-un regim hotelier, urmărit, bineînțeles, de medicii de acolo. Am fost operată. Din momentul de față nu mai iau niciun fel de medicament. Mă simt foarte bine. Am slăbit 24 de kilograme. Pe larg, în ce constă această operație? Mi s-a adus la cunoștință absolut totul, inclusiv faptul că nu este o operație de micșorare a stomacului, este o operație de diabet. Lucru pentru care eu venisem la dânsul, pentru că principala mea problemă era diabetul de tip 2. Întrucât sunt un timp foarte atent, am făcut o socoteală în cei 7 ani de zile, câte pastile am luat eu de diabet și de tensiune. Vreau să vă spun că nu pot să vă spun câte zerouri are, dar am un portbagaj de mașină plin de pastile, pe care le-am consumat în acești ani. Și n-aveam un rezultat extraordinar de bun. De ce recomand să se facă această operație acolo? Pentru că este o diferență între ceea ce se operează la ora actuală în clinicile din București și ceea ce se operează în Turcia. Bypass-ul pe care îl face domnul profesor în Turcia este diferit de bypass-ul care se face în România. Eu am încercat, am fost și la 2 clinici în România, m-am interesat ce metodă folosesc dânsii. Glicemia normală, înainte de operație glicemia era până la 160, ajungeam, iar acum e 70, 80, 90, deci mai mult de 100 nu crește. În prima zi mi s-au făcut toate analizele, începând de la firul de păr din cap până la unghii, la picioare, lucru pe care nu s-a întâmplat în România. De 2-3 ori mi s-a luat sânge. Am făcut nas, gât, plămâni, ochi, urechi, totul, inclusiv prostata, inclusiv circulația periferică. A urmat perioada postoperatorie, în care deja am simțit că sunt mai bine, mult mai bine. Deja alimentația mea s-a schimbat radical. Nu luam nicio pastilă, absolut nicio pastilă, nu mai făceam insulină. Toți care aveți probleme de diabet și vă puteți permite, este foarte bine să mergeți acolo unde lucrurile știu cum să se fac. O schimbare majoră intervine în momentul când ajungi acasă, după ce pleci din clinică. În momentul în care ai ajuns acasă, ai tendința dimineața să te duci la cutia cu pastile. Sau seara, la fel. Dom'le, trebuie să-mi iau pastilele. Vreau să vă spun că mi-a fost foarte greu. Eu fiind militar de carieră, ofițer superior în cadrul MEI-ului, hotărât, dimineață, pac, cutia cu pastile. Dom'le, stai un pic, că nu mai trebuie să mai iau nimic. Deci, Doamne ajută, aveți mare încredere și mergeți în Turcia și faceți această operație prin ajutorul domnului Ensar Duman. Vă mulțumesc frumos! Și toate lucrurile au decurs normal, cum trebuiau să decurcă, și mulțumesc foarte mult că s-a gândit și la românii care pot să facă această intervenție și că există și la noi măcar acest cabinet prin care poți ajungi să te operezi și fără să ai dificultăți sau fără să ai probleme. Totul a fost nou. Un nou început, atât pentru mine, cât și pentru familia mea. Și dacă scap de diabet și trebuie să scap de diabet, asta este singura șansă. Să mergi să te operezi și atunci nu vei mai avea niciun fel de problemă. Mă felicit pentru decizia care am luat-o și recomand cu toată căldura absolut tuturor care au nevoie această operație de diabet de tip 2 și, bineînțeles, clinica Ensar Duman. Sunt de Ensar Duman. Consilier medical, legătura dumneavoastră cu spitalele din Turcia.